este necesar un birou undeva. Locul în care Daniel Zărnescu creează poate fi oriunde. Preferă totuși o cafenea cu atmosferă plăcută. El nu are ore fixe și nici termene impuse de alții. Este propriul lui stăpân. Are o idee și un teren unde aceasta poate fi pusă în practică sub forma unui plan. Daniel Zărnescu știe cum se poate porni o afacere. A pornit câteva până în prezent. Unele au dat faliment, altele sunt în picioare și acum și-aduc profit. Pentru el, o adevărată provocare va fi să te facă pe tine să înțelegi că și tu poți. Provin dintr-o familie modestă, nu aveam bani. Mă uitam cu jind la ceilalți copii, nu aveam o viziune cum aș putea să am cam ce au ei. Daniel este un autor de cărți non-ficționale în momentul ăsta. Aș vrea ca pe viitor să scriu și cărți de beletristică. Am cărți de leadership și de antreprenoriat în mare parte. Asta pentru că sunt un antreprenor. De când mă știu, am vrut să am o firmă care să-mi aducă cel puțin 1000 de euro pe lună, 1000 de dolari pe atunci, pentru că nu exista moneda euro. Și asta s-a îndeplinit după multe, multe greșeli pe care le-am făcut și multe firme pe care le-am deschis. Cred că a patra firmă mi-a adus banii ăștia. Abia a patra firmă. Primele trei au fost eșecuri. Cumva, într-un punct anume, am decis ca toată firma să se transforme într-un lifestyle business. Așa i-am zis eu. Lifestyle business însemnând că toată afacerea este construită în jurul meu și îmi susține stilul meu de viață. Stilul meu de viață însemnând că eu mă trezesc când vreau, lucrez din cafenele, mi-am închis toate sediile în momentul ăsta. Mai am un sediu în Timișoara, de unde fac livrările de cărți și în rest lucrez de pe laptop. De multe ori călătoresc în țară, lucrez din benzinării, îmi place să scriu, să citesc, să lucrez cu oamenii, sunt coach inclusiv și trainer. De-a lungul timpului, lucrând cu foarte mulți antreprenori, mi-am dat seama că antreprenorii în general și oamenii performanți, oamenii care obțin rezultate, chiar că vorbim de sport, vânzări, cam în orice domeniu posibil, oamenii care obțin rezultate au două caracteristici. Acele caracteristici, pe foarte scurt, vorbim aici de determinare și de entuziasm. Determinarea, ca să dau o definiție, este ceea ce te mână ca să faci ceea ce trebuie să faci, independent de emoțiile negative pe care le simți tu, de faptul că ai vrea să renunți și să faci total altceva. Oamenii performanți reușesc să treacă de acest grad de emotivitate negativă. Vorbim de un sportiv care, în loc să se ducă să bea undeva un cocktail cu prietenii sau un suc, preferă să alerge 10 ture de teren pentru că știe că va ajunge, dacă face asta zi de zi, va ajunge un sportiv de performanță. Așa se traduce partea de determinare, ceea ce te mână peste dorința de a renunța. Iar entuziasmul este reversul medaliei și n-am văzut om de succes care să nu le aibă pe amândouă. Entuziasmul este destul de greu de explicat în cuvinte. Entuziasm vine din grecescul entousiasm, care înseamnă suflarea divină din interior. Este acea energie care te duce dincolo de experiența pe care o ai. Tot din sport, pentru că din sport învățăm foarte multe despre oamenii performanți, poți să-ți dai seama de ce înseamnă entuziasm atunci când în box, de exemplu, un boxer care nu are experiență bate pe unul cu experiență, datorită entuziasmului. În principiu, în primul rând, trebuie să îți declari tu ție că nu o să mai spui niciodată că nu poți să faci ceva. Pe urmă, ține, dacă îi să o luăm foarte practic, ține de a te înconjura cu oameni care nu se vaită, oameni care sunt deja de acțiune, oameni care obțin deja rezultate. Oamenii negativiști aduc negativism în viața ta. Ți-ți trebuie oameni entuziaști, oameni care cred că pot să facă o schimbare, oameni care cred că pot să evolueze, oameni care cred că pot să câștige bani și că îi merită. Mi-aduc aminte, de exemplu, că la 20 de ani, în momentul în care eu am vrut să fac ruptura, pur și simplu mi-am notat pe hârtie toți prietenii pe care îi aveam în momentul ăla și am început să-i tai de pe listă punând o singură întrebare. Dacă persoana respectivă mă ajută să fiu mai bun sau mă face să mă simt mai prost decât cred eu că sunt.
Din această simplă întrebare am tăiat peste jumătate dintre persoana cu care mă înconjuram și am mers mai departe cu următori. Întotdeauna trebuie să te înconjuri cu oameni mai buni, mai deștepți decât tine și ușor, ușor vei deveni și tu optimist, pozitiv și vei crede că se pot face lucruri. În al doilea rând, partea de mentorat, trebuie să-ți găsești oameni care deja au obținut rezultate, oameni care deja au bani, care deja au rezultate, oameni pe care să îi admiri. Sunt două metode de a face bani. Vorbim aici de antreprenoriat, adică să faci o afacere, și performanță, adică să devii atât de bun în ceea ce faci încât oamenii să nu mai poată să te ignore. Performanță poate să însemne performanță în sport, performanță în IT, dacă ești IT-ist, performanță în absolut orice. Am spus că bani poți să obții prin două metode, ori afaceri, ori performanță. În afaceri sunt două scuze pe care, inclusiv în performanță de multe ori, în care oamenii se afundă și nu mai acționează. Acele scuze sunt: nu am destui bani ca să fac bani sau ca să fac performanță, mama n-a avut bani să-mi dea, tata n-a avut bani să-mi dea, eu nu am bani, a trebuit să mă angajez, bla bla bla. Nu am bani ca să fac bani și a doua este nu am destulă școală ca să fac bani. Oamenii se simt cumva mai puțin inteligenți decât ar trebui să fie, fără să ia în considerare că oamenii de afaceri au nevoie de o altă inteligență, nu de cea pe care o dă școala. Totul pleacă de la o idee. Însă ideea în sine nu are nicio valoare. În momentul în care ești entuziasmat de o idee, cu cât trece mai mult timp până implementezi ideea respectivă, cu atât scad șansele ca să implementezi ceva, ca să ai un rezultat. Cel mai probabil o să treacă ceva timp, o să fii din ce în ce mai dezamăgit de ceea ce vrei să faci, ai uitat de ce erai entuziast, amâni și într-un final renunți. Viteza de implementare între entuziasmul dat de o idee și finalitatea ei este esențial ca să ajungi antreprenor într-un final. Sunt trei etape ale unei afaceri. Fiecare etapă a unei afaceri are în spate o total altă gândire. Cea mai mare greșeală pe care o fac oamenii în momentul în care se gândesc să înființeze o afacere, se bagă în foarte multe cheltuieli. O afacere la început nu are nevoie de cheltuieli. Afacerile în prima etapă fiind partea de start. Da? Întâi să numești cele trei etape. Start, partea de grow, adică de creștere, și partea de strategie. Nu o să vorbesc decât un pic mai amănunțit decât de primele două etape, pentru că a treia nu este foarte importantă și este de la milioane de euro în sus. În prima etapă este important ca să faci vânzare. Nu există idei geniale, există doar idei pe care încă nu le-ai validat, iar o idee de afaceri este validată de prima vânzare, de primul client care vine și îți bagă bani în buzunar. Trebuie să te concentrezi pe vânzări și abia după ce ai vânzări și vezi că îți vin clienți, pe urmă, pe baza acelor bani care îți vin, tu poți să construiești ceea ce vrei să construiești. Nu invers. Nu construiești întâi toată afacerea și pe urmă cauți clienții, pentru că în momentul ăla încep o să ai probleme, o să pierzi tot, poate creditul pe care l-ai făcut ca să faci toată firma, pierzi economiile tale de viață și toată firma se dărâmă efectiv. Există foarte multe tipuri de afaceri care pot pleca de la zero prin intermediere și acele afaceri ar trebui să le pornești în momentul în care nu ai bani. Vorbim aici de firmă de IT și design. Trebuie întâi să găsești clienții și pe urmă să găsești pe cei care îți fac site-ul sau design-ul respectiv. Lucrez de acasă. Eu sunt fanul afacerilor pornite în bucătărie sau în sufragerie. În momentul în care ai validat ideea, ai găsit clienții, ai produsul și faci vânzarea, la un moment dat, tot concentrându-te pe vânzări, la un moment dat ajungi la un grad de plafonare. Pur și simplu ajungi la nivelul la care ăla este maximul pe care tu poți să-l dai în vânzarea produsului respectiv. Și asta o să o vezi, pentru că o să treacă câțiva ani în care nu poți să crești peste cifra aia de afaceri. Știu că spun la nivel teoretic, însă spun care este primul pas, adică vânzarea, și care o să fie următoarea etapă și provocare. Abia pe urmă, când nu mai poți să vinzi mai mult de atâta, începi să te gândești la construirea unei echipe. În momentul în care te gândești la construirea unei echipe, deja este etapa a doua și te concentrezi pe formarea unei echipe care să vândă în continuare ceea ce tu reușești să vinzi. Și de acolo este total altă poveste, însă mesajul este, pe care vreau să-l transmit, este exact ăsta. La începutul unei afaceri,
tu trebuie întâi să vinzi, nu să cheltuiești. Pe baza banilor care îți vin din vânzări, tu poți să începi să te gândești la investiții. Nu există altă cale, cel puțin nu știu eu. Într-un final, ca să poți să vinzi, ai nevoie de un singur lucru. Să suflești mânecile și să devii, în primul rând, un om de acțiune. Să-ți asumi greșelile tale, eșecurile tale și să îți asumi inclusiv succesele tale. Iar asta vine, în primul rând, prin educație. Nu vorbim de educația formală, ceea ce se întâmplă la școală, ci prin cum te educi tu și cum înveți tu din greșeli. Antreprenorii sunt, în primul rând, oameni care greșesc enorm. Diferența între un antreprenor de succes și unul care se zbate este că cel de succes a întâlnit cel puțin odată falimentul sau a fost foarte aproape de faliment. Cu cât greșești mai repede și mai mult, cu atât evoluezi mai mult. Și de asta este important ca să începi să-ți asumi acțiunile pe care le-ai. Dumnezeu iubește pe cei cu mânecile suflecate. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.